Nativii vărsători continuă excelenta lună nouă care a avut loc acum, nu mai știu, săptămâna trecută, o lună nouă de o importanță energetică deosebită. Practic, vărsătorii nu mai au aer așa să se implice în cât mai multe proiecte, să facă, să se redeschidă după ce Mercur le-a stat retrograd în casa 12-a și le-a dat de gândit și parcă au stat cu frâna de mână trasă și așa mai departe. Acum toate planetele lor favorite au intrat în berbec, e o susținere deosebită, o susținere deosebită și din partea lui Saturn și din partea lui Uranus, cei doi manageri ai acestei zodii care sunt în mers direct și care au foarte, foarte multă energie. Deci o săptămână excelentă pentru vărsători, în care pot explora orice, în care se pot duce în foarte multe direcții, în care pot să experimenteze ceea ce au visat, ceea ce au tot gândit, tot ce au pitrocit în ultimul timp, se pot reorienta. Foarte mult, la fel ca și la gemeni, și de fapt ca la toate zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsători, vărsătorii beneficiază de o excelentă energie mentală săptămâna asta, o energie mentală care îi ajută să-și concretizeze proiectele. Ei sunt oricum o zodie care gândesc de 10 ori mai repede decât pot realiza, dar pe principiu că merită să încerci, invitația săptămâna asta este: băieți, încercați, faceți. Încercați să concretizați cât mai mult din aceste proiecte, pentru că, să zicem așa, astrele sunt favorabile, deși nu-mi place deloc această expresie. Luna plină le cade lor în casa 7, deci pe o zonă relațională. Deci focusul lor mental trebuie să fie pe relația de cuplu, pe ce-mi doresc eu de la un partener, ce-mi doresc de la un partener de viață, ce-mi doresc de la un partener de afaceri, ce-mi doresc în general de la oamenii cu care intru în contact și ce-mi pot aduce ei bun în această viață. Ei oricum sunt foarte visători și foarte chicilicioși, așa, adică ei sunt foarte analiști în ceea ce privește relația de dragoste, pentru că sunt o zodie cu creier undeva în cer. Acum, în relația de cuplu, vine această lună plină cu un pic de angajament emoțional, cu un pic de căldură, cu un pic de, ce să ne spună Ruxandra acum, un pic de dragobete, adică hai să ne implicăm și emoțional, să și iubim, să aducem mai multă dragoste, lumină și emoție în această relație. În rest, ce să zic, vărsătorii vând din pupa săptămâna asta, e da, de făcut treaba. Așa este, Ruxandra. Ce ți se pare a fi cel mai relevant pentru nativii vărsători în zona afectivă? Cred că este important pentru perioada care urmează, așa cum spunea și eu, să încerce să fie mai plăcuți, să încerce să fie mai de dorit. Ei, într-adevăr, au o componentă mentală foarte accentuată, gândesc foarte mult. Și pare că ar fi ușor neimplicați într-o relație, tocmai datorită faptului că sunt cerebrali. Deci lecția este să învețe să-și exprime sentimentele, să aibă curaj, să fie mai copilăroși, mai romantici chiar, să încerce să schimbe ușor registrul, să se ducă puțin în zona romantismului. De asemenea, o altă lecție care nu este deloc de neglijat este aspectul fizic. Vărsătorii au tendința uneori de a-și neglija aspectul fizic. O componentă importantă al acestui dragobete este aspectul fizic. Trebuie să atragă, trebuie să atragă mai mult, trebuie să-și mărească câmpul, trebuie să se facă mai de dorit. Să încerce, au de lucru încă în zona aceasta, a fi mai plăcuți, a purta o conversație cu un ton mai dulce, a fi mult mai disponibil pentru a asculta problemele celorlalți. A încerca e mult spus, a fi mai umani, pentru că sunt umani, dar să-și arate mai mult latura aceasta emoțională, să dezvolte mai multă empatie, poate nici măcar atât, pentru că ei dezvoltă empatia, numai că nu o arată. Deci mesajul cel mai clar pentru vărsători este: dacă sunteți empatici și sunteți empatici, arătați această
Empatie. Foarte frumos. Mulțumesc ce ai spus. Nu că eram noi suficient de frumoși, dar acum vom fi dacă și mai frumoși. Dacă există vreo atenționare pentru vărsători zilele următoare, pentru că trebuie într-adevăr și ei să-și organizeze metodic munca, nu putem ignora acel Mercur și Pluton în ultima casă astrologică și nu numai munca, cât și zona sufletească. Foarte mare atenție și la ce se gândesc și cum proiectează anumite planuri, s-ar putea să lucreze în salturi, pentru că este o casă a 12-a acum destul de înșelătoare din punct de vedere al acestor tensiuni pe Mercur și pe Pluton. S-ar putea să existe acea situație încât dacă abordează un subiect, neglijează altul. Atenție și la surmenajul psihic și intelectual, un aspect care vine tot din cauza lui Mercur și Pluton în casa neptuniană. Dar lucrurile pe care le fac pentru a nu exista această oboseală și devitalizare trebuie să vină în mod natural și există foarte multă energie care vine către ei, către anumite domenii care ar trebui revitalizate. Revitalizate pentru că au intrat într-o zonă de umbră, într-un cont de umbră. Adevărat. Adevărat. Vărsătorii, într-adevăr, capătă foarte multă energie săptămâna asta, pe care trebuie să o investească în acele zone devitalizate în trecut. Principala zonă vizată este zona relațională, în care, într-adevăr, ei trebuie să arate mai multă dragoste, frumusețe, empatie și așa mai departe, și să fie atenți la această supra-energie mentală pe care oricum e nativ și care acum s-ar putea să o ia razna, pentru că tendința ar putea fi să se implice în mai multe proiecte decât pot duce. Dar eu am foarte mare încredere în acest trigon, Saturn-Uranus, care e pe cer și va sta tot anul acolo și care îi va susține pe vărsători și le va spune hai, mai ușor, mai hăiți, mai cea, mai pe o anumită direcție. Deci, e de bine. Este interesant, Ruxandra, să facem această mențiune că este o perioadă în care, grație celor două planete mari și Saturn în casa a 11-a pentru ei și Pluton și Mercur acum în ultima casă astrologică, vărsătorii vor observa că nu pot domina evenimentele. Într-adevăr, este un marcaj care le atrage atenția, se întâmplă lucruri, vin către evenimente, dar parcă oricât ar fi de versatil, oricât ar avea natura aceasta despre care vorbeam mai devreme, umanitară și și uraniană, foarte înțeleaptă, foarte excentrică, care abordează lucrurile într-o manieră superioară, totuși sunt situații pe care nu le pot domina, oricât ar fi de deștepți și de capabili să privească lucrurile la un nivel superior. Nu toată lumea poate să privească lucrurile la un nivel superior ca și când extrăgându-se din propriul destin, ca și când ar fi simpli spectatori. Este ceea ce fac vărsătorii în general, dar iată că acum parcă nu mai au această capacitate, nu neapărat că îi domine evenimentele, dar vin cu oarecare greutate care este atât de apăsătoare încât parcă nu mai reușesc să plutească cum o fac ei de obicei. Da, este foarte interesant ce ai menționat, pentru că mai este un mesaj, tot în zona sentimentală pentru vărsători. Mesajul este într-adevăr să coboare din sfera aceasta superioară mentală și a nu presupune că persoanele cărora trebuie să le comunice un mesaj deja au perceput mesajul. Nu toată lumea comunică telepatic ca vărsătorii. Da. Unii dintre noi mai avem nevoie și de cuvinte. Nu vorbim numai prin semne și cu undele mentale. Trebuie să coboare și să-și coboare discursul, să coboare la nivelul fiecărui interlocutor, da, și să explice foarte bine. Ei au acum și rolul unui mentor, unor profesori, să se comporte ca și cum nimeni n-ar înțelege nimic, iar ei să încerce să explice în limbajul specific persoanei din fața lor.